Pasajul Solventul intră luna viitoare în etapa de construire a chesonului, o structură în lungime de aproximativ 70 de metri și 28 de metri lățime. Primarul Dominic Friț a solicitat constructorului un termen clar pentru cea mai dificilă și complexă etapă a investiției, respectiv împingerea chesonului pe sub 10 linii de cale ferată, circa 70 de metri, fără întreruperea circulației feroviare. Operațiunea va avea loc dinspre rampa de pe strada Gării, spre rampa de pe calea Bogdăneștilor, iar constructorul și-a asumat că va fi gata la finalul acestui an. Investiția din zona Solventul e una din cele mai mari din istoria orașului, ca să degrevăm traficul din Timișoara și să conectăm zona de vest cu restul orașului. Nu facem aici o autostradă urbană, ci un culoar de mobilitate cu alternative de transport pentru toată lumea. Tramvai cu linii înierbate, piste de biciclete, carosabil, trotuare. Conectăm mai bine zona Ronaț, cu tot cu Mehala și Bogdăneștilor de oraș. Este un proiect pentru întregul oraș care va îmbunătăți sistemul de mobilitate al Timișoarei, a declarat primarul Dominic Friț. Lucrarea este realizată în proporție de aproape 45%. În prezent, pe rampa de pe strada Gării sunt executate mai multe lucrări, precum nivelarea platformei și forajul din interiorul incintei pereților mulați. Pe rampa de pe calea Bogdăneștilor sunt în execuție mai multe lucrări, printre care turnarea betonului de egalizare, în vederea realizării grinzii de coronament. La finalul investiției, pasajul în lungime de 87 de metri, cu șosea cu două benzi pe sens, linie dublă de tramvai, trotuare și piste de biciclete, va asigura legătura între Dâmbovița și Ronaț. Construcția pasajul Solventul are o valoare de 132 milioane de lei, din care 89 de milioane de lei de la bugetul local și 43 de milioane de lei prin programul Angel Salini.